Să ne întinde mâna, că ne crucea e grea. Acolo e pace dulce și lacrimile pierd. O dignă îți aduce divinul meu. Acolo e pace dulce și cântarea aceasta și refrenul spunea că acolo îi pace dulce și lacrimile pierd. O dignă îți aduce divinul miel. Slăvit să fie Domnul! Amin. Noi suntem în călătorie pe pământul acesta și desigur că vrem să ajungem la liman, acolo unde ne-am pornit. Și cred că călătoria noastră pe pământul acesta este de multe ori nu chiar așa cum am vrea noi, ci sunt multe probleme în viață, dar am vrea ca cu ajutorul lui Dumnezeu să putem să biruim toate problemele și să ajungem acolo unde ne-am pornit. Apostolul Pavel spunea prin cuvântul său în 2 Corinteni, în capitolul 4 cu versetul 16, spunea în felul următor: de aceea noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru din lăuntru se înnoiește din zi în zi, căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă, pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Iubiți frați și surori, dragi ascultători ai Cuvântului Dumnezeu, am vrea ca aceste cuvinte pe care sunt relatate prin Sfânta Scriptură să ne dea un impuls fiecăruia dintre noi, chiar dacă omul nostru de afară se trece. Așa cum vedem că fratele Gheorghe nu mai este, dar cum se amintea și spuneam că ne vom întâlni odată toți împreună, cei care am slujit lui Dumnezeu. Pentru lucrul acesta am vrea chiar și atunci în încercare, în întristare, în suferință, în boale, neajunsuri, să-i mulțumim lui Dumnezeu și să-L binecuvântăm pe Dumnezeu care a creat tot universul, care ne-a creat și pe noi, pe fiecare după chipul și asemănarea Lui, a pus în noi suflare de viață și mai mult ca atât, a pus în noi și dorul veșniciei. Dorul acesta veșniciei este ca fiecare dintre noi să ascultăm de El, să împlinim cuvântul Evangheliei și dacă vom proceda în felul acesta, desigur că ne vom întâlni cu toți în Împărăția lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare. În textul pe care s-a dat din Evanghelia după Ioan, din capitolul 14, titlul ne spune despre îmbărbătarea ucenicilor. Domnul nostru Iisus Hristos avea să plece și desigur că și atunci când din familia noastră pleacă tata, pleacă mama de acasă undeva pe un timp mai îndelungat, cei care rămân sunt un pic îngrijorați că lipsește capul familiei, lipsește cel care coordonează lucrările din casă. Și mi-aduc aminte și eu când am plecat în armată, tot așa am plecat și am zis că, bă, cine știe, mă mai întorc acasă, nu. Era problema aceea când părinții plângeau, cei care plecau plângeau. Și desigur, de data aceasta, Domnul Iisus
abia să plece, s-o sfârșit lucrarea pe pământ și spunea ucenicilor să nu vi se tulbure inima. Frați și surori, am vrea ca și pentru familia de față să nu se tulbure. Pentru că dacă se tulbure, atunci nu are deplină încredere în Dumnezeu. Și am vrea ca noi să fim aceia, așa cum se vorbea, că noi suntem nu ca cei fără nădejde, ci cei care nădăjduim cu odată, vom fi din nou împreună cu toții. Și spunea să nu vi se tulbure inima, aveți credință prima dată în Dumnezeu. Frați și surori, să avem credință în Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a văzut pe oameni, a văzut că nu mai era șansa mântuirii și a trimis pe Domnul Iisus ca să moară pentru fiecare dintre noi, ca prin El să avem viața veșnică, prin jertfa Domnului Iisus. Și mulțumim lucrul acesta. A venit pe pământul acesta, a locuit printre oameni, a sfătuit pe oameni, a făcut lucrări frumoase, minunate și desigur că sunt toate pe paginile Sfintelor Scripturi. Și spunea să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine, adică în Domnul Iisus. De ce să aibă credință în mine? Pentru că totul ceea ce făcea Domnul Iisus pe pământ atunci când era cu ucenicii, când erau cu gloatele, El spune că nu făcea nimic decât ceea ce spunea Tatăl. Și desigur că era o mărturie clară prin faptul că avea multe dovezi prin lucrarea Lui, înmulțea pâini, hrănea pe oameni, făcea vindecări, via morți și toate acestea aveau o dovadă că nu făcea nimica decât ceea ce spunea Tatăl și mai mult ca atât puterea lui Dumnezeu era peste el. Și apoi promite mai departe că în casa Tatălui meu sunt multe locașuri, dar dacă n-ar fi așa v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Acum dacă aș pune o întrebare pentru cei care sunt aici, nu este prima dată când ascultă cuvântul, nu este prima dată când aici, în cotul acesta, în moldoven, cum se spune, moare cineva, cât au ascultat cuvântul lui Dumnezeu, cât s-au pus la inimă și cât poate spune că eu am în cer o casă pregătită. Desigur, poate că unii ar spune că nu știu, o am, nu o am, frați și surori, ascultători ai cuvântului Dumnezeu, am dorit ca fiecare dintre noi să ne pregătim locul acolo sus. Domnul nostru Iisus Hristos spunea că mă duc la Tatăl să vă pregătesc câte un loc. Dar nu este suficient atât că Domnul Iisus a plecat, a pregătit locul. Și noi să stăm nepăsători, nepăsători de locul pregătit. Și fiecare dintre noi trebuie să ne predăm viața noastră înaintea lui Dumnezeu, în mâna lui Dumnezeu, care El poate să ne mântuiască pe fiecare, nu prin faptele noastre, nu prin puterea noastră, ci sângele Domnului Iisus Hristos poate să vindece orice rană, poate să tămăduiască orice lucru rău, poate să ierte orice păcat, pentru că sângele Domnului Iisus are putere ca să facă toate lucrurile. Slăvit să fie Domnul! Amin. De aceea spune că mă duc să vă pregătesc un loc. Era chiar ultima dată când Domnul Iisus trecea prin Ierihon și cineva vrea să-L vadă pe Domnul Iisus. Era Zacheu, care, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, era mai marele vamișilor. Era un om mare totuși atunci, dar mic de statură. Și pentru că vrea să-L vadă, spune că a alergat înainte, s-a urcat într-un dud și când trecea Iisus pe acolo să-L vadă. Eu fac o întrebare, n-ai vrea să-L vezi și tu pe Iisus? Dacă vrei să-L vezi pe Iisus, îndreaptă-ți privirea spre Dumnezeu. David spunea că eu am căutat pe Domnul și Domnul mi-a răspuns și m-a izbăvit din toate problemele mele. Am vrea ca fiecare dintre noi să ne îndreptăm privirile spre Domnul nostru Iisus Hristos, care ne poate duce în împărăția lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu mai spune în Apocalipsa că eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și îmi deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Aș dori ca să ne ajute Domnul, ca să ne deschidem fiecare dintre noi inimile, să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, să-L trăim cu viața noastră, ca să putem să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Aceasta ne este dorința noastră și orice s-ar întâmpla în viața aceasta, am vrea să rămânem lângă Dumnezeu.
Dar dacă ne împietrim inimile noastre, dacă nu vrem să ascultăm de Dumnezeu, frați și surori, vreau să vă citesc câteva lucruri sau cei care nu vor să asculte de Dumnezeu, care să împietresc inima, vreau să vă citesc câteva lucruri pe care nu le spun eu, ci le spune Sfânta Scriptură și n-aș vrea ca să aveți parte de ele. Și astea, așa cum spunea și fratele Cință, că s-a auzit vocea aceea când va spune Dumnezeu, venit Sfânta și Tatălui de Oștenită Împărăția care va fi pregătită înainte de temerea lumii. Și găsim Sfânt în Sfântul Dumnezeu, în Roman, este vorba de cei care nu vor să spune pe care vor să spune de Dumnezeu. Și spune așa, în Romanii capitolul 2, versetul 5, dar cu încetrire inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți adună o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecății a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Iată, frați și surori, va răsplăti fiecăruia după faptele lui și spune așa, și anume va da viață veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea și va da mânie și urgie celor ce din duc de gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Putem spune aici că sunt două căi, da? Pe o cale îngustă merg cei care fac voia lui Dumnezeu, iar pe calea cea largă merg cei care nici nu le pasă de mântuire, nici nu le pasă de cuvântul lui Dumnezeu, nici nu le pasă de o viață spirituală să trăiască, dar am vrea ca fiecare dintre noi, astăzi, cine știe dacă mâine va mai fi ziua noastră, am vrea ca fiecare dintre noi să ne apropiem tot mai aproape de Dumnezeu, care ne-a promis atâtea lucruri și ne-a pregătit locul acolo sus, să trăim o viață după voia lui Dumnezeu, ca să putem să ajungem în Împărăția lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare. Amin. Domnul să binecuvinteze și pe fratele Toaden. Amin. Citesc trei versete din cuvântul Domnului și apoi vom încheia serviciul de aici. Apostolul Pavel spunea în epistola a doua către Corinteni, capitolul 5, versetul 8 până la 10. Și doresc fiecare din noi să luăm aminte la cuvântul acesta. Dar suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. Vrem să ajungem acasă la Domnul? Dumnezeu să ne binecuvinteze și Domnul să ne ajute. E mai bine acasă la Domnul. Sora Viorica, pentru fratele Gheorghe, e mai bine acasă la Domnul. Și noi dorim să ajungem acasă la Domnul. De aceea, cei care doresc să ajungă acasă la Domnul, de aceea ne și sâlim să-i fim plăcuți. Fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă. Noi deocamdată suntem departe de casă. Înădejdea că vom ajunge acasă la Domnul. Versetul 10, că toți trebuie să ne împărțim înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Doresc Dumnezeu să ne ajute să facem bine. Cine dorește viața și vrea să aibă parte de zile fericite, să-și înfrânează limba de la rău și buzele de la cuvinte înșelătoare, să se depărtează de rău și să facă binele fraților. Dacă vom face binele, ne vom întâlni în Împărăția Domnului și El ne va primi cu bucurie. Doamne, ajută-ne pe toți. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare. Știm că toate lucrurile sunt rânduite de Tine, Doamne. Viața este rânduită de Tine, Doamne. Moartea este rânduită de Tine, Doamne. Chiar și ziua aceasta, Doamne, a fost rânduită de Tine, Doamne. Aleluia. Ca noi să fim în locul acesta de jale, Doamne. Totuși, Doamne, noi vrem să-ți mulțumim, Doamne. Mulțumim. Vrem să-ți binecuvântăm numele Tău, Doamne. Te rugăm, Tată scump, să binecuvânți familia care rămâne întristată, Doamne. Amin.
Să binecuvânti, Doamne, cuvântul Tău, Doamne, care în ziua aceasta, Doamne, Iisus s-a semănat. Fă-o, Doamne, ca noi să ne știm, Doamne, să facem roadă, Doamne, să putem ajunge în împărăția Ta, Doamne. Te rog, Tată, spun să binecuvântezi pe toți care sunt aici, și fă ca niciunul din ei, Doamne, să nu piardă ocazia mântuirii, Doamne, să nu piardă, Doamne, ocazia de a ajunge în locul pe care noi el să-l pregătesc, Doamne. Dorim ca cu toți să ajungem acolo. Pentru că Tu ai spus, Doamne, că vrei să ne pregătești un loc, Doamne. Dar ajută-ne și pe noi să ne dăm toate silințele, Doamne, să ajungem acolo, Doamne. Te rog să binecuvânti cântările care s-au cântat spre slava Ta, Doamne. Să binecuvânti frații, Doamne, amin, care vorbind de cuvântul Tău, Doamne. Să binecuvânti pe cei ce au ascultat cuvântul Tău, Doamne. Acum Te rugăm la călătoria spre cimitir să fii cu noi, Doamne. Amin. Să ne păzești Tu, să ne ocrotești Tu, Doamne. Și să alegi binecuvântarea Ta peste toți. Amin. Față vor merge coroanele, apoi cântăreții, cei care laudă pe Domnul, după aceea carul funebru cu sicriul și familia. Consider că Dumnezeu ne dă un timp prielnic, frumos, deocamdată încă nu plouă. Am înțeles că i-a anunțat că va ploua după masă, totuși deocamdată ne bucurăm de o vreme destul de bună. Dumnezeu să ne ajute mai departe și Domnul să fie cu noi în continuare. La nunta din veșnicie, oricine poate să vie, cine e sfânt și curat și cu Duhul Sfânt botezat, va fi preot la împărat. Și cu Duhul Sfânt botezat, va fi preot la împărat. Numai haina cea curată, mireasa la nuntă poartă, și-o păstrează ca să fie vrednică din împărăție, pe plac mirelui să fie. Și-o păstrează ca să fie vrednică din împărăție, pe plac mirelui să fie. Cei care au avut talante, punându-l sfânt deoparte, vor fi goi și dezbrăcați, și de Iisus întrebat, unde-i haina ce-ați purtat-o? Voi și dezbrăcați și de Iisus întrebați,
unde-i haina cea purtat-o. La nunta din veșnicie vei purta cu luna vie scris la fi pe fruntea ta nume nu ce-i-ți va da c-ai lucrat în viața. Va fi pe fruntea ta nume nou ce-ți va da c-ai lucrat în viața. La nuntă vii fi mireasă, cerul va fi a ta casă. Lacrimi nu-r mai fi cer sus, grijile toate s-au dus, fiindcă va domni lacrimi n-or mai fi în cer sus. Grijile toate s-au dus, încă va domni sus. La mulți se văd haina ruptă, dragostea dintâi pierdută. Dacă cele prihăni, greu va fi în cer primi, dar cu tine ce va fi? Dacă ce ne prihăni, greu va fi în cer primi, dar cu tine ce va fi? Dacă vrei să fii mireasă, haina să-ți păstrezi curată, să n-ai ură dușmănie și nici duhul de mândrie, luptă-te cu a ta fire. N-ai ură dușmănie și nici duhul de mândrie, luptă-te cu a ta fire. Așa, după cum foarte mulți îmi spun, locul tăcerii. Aici nu se mai ceartă nimeni. Atât de liniștiți stau toți.
Până într-o zi, când va suna Arhanghelul lui Dumnezeu, spune Biblia că toți cei morți vor auzi glasul lui. Unii vor învia pentru viață veșnică, iar alții pentru o cară și rușine veșnică. Toți cei care suntem aici doresc ca Dumnezeu să ne ajute să înviem pentru viață veșnică. Amin. Haideți să cerem binecuvântarea Domnului mai departe pentru timpul care îl vom petrece aici. Vom asculta și cuvântul Domnului. Fratele Ion, cu dușa să ceară binecuvântarea Domnului pentru voastră. Așa. Să binecuvântăm Tatăl în vechi părinte în cerul. Să mulțumim că ai spus cu noi până în clipa de față, Doamne. Dar cum să noastră mai departe, Doamne. Vai, te rog să binecuvintezi, Doamne, cuvântul tău dintre această după masă, Doamne. Să binecuvintezi frații, Doamne, care vor vorbi din cuvântul tău.